Tradiția lăsatului de sec nu se mai păstrează peste tot. Acolo unde oamenii nu au renunțat încă la ea, au ajustat-o rezumându-se doar la aprinderea focului și întinderea meselor cu ultimele produse de dulce ce vor fi consumate până la înviere. În trecut, farmecul acestei zile era unul cu totul special. În comuna Izbiceni, de exemplu, ele se organizează la răscruci, la intersecții ale drumului cu diferite ulițe ale satului. Acolo oamenii se adună, petrec, aduc diferite bucate preparate și fac și strigarea peste sat. În ce constă această strigare peste sat? În trecut, acest obicei era respectat și cei care erau nominalizații în cadrul acestui obicei erau de regulă femeile care erau mai puțin gospodine, cele care rămăseseră fete bătrâne, bărbații care nu aveau o conduită morală de asemenea și femeile care nu se comportau așa cum prescria tradiția. Lăsata secului de Paști joacă un rol extrem de important. O serie de tradiții din această zi sunt legate de începutul anului agrar, sărbătorit odată cu echinocțiul de primăvară. Focul în tradiția populară are mai multe semnificații. În această seară de lăsatul secului se organizau și aceste focuri în cadrul comunității, cum am spus, dar se aprindeau focuri și în livezi. Oamenii aprindeau focurile acestea în livezi pentru că această perioadă, fiind un început de an agricol, se făcea trecerea de la un anotim la altul, schimbările de temperatură erau destul de mari și oamenii aprindeau focuri prin livezi, fumul întreținea căldura și astfel pomii fructiferii, viile nu erau contaminate, bruma nu ataca mugurul care apucase să iasă, să pleznească. Aprinderea focului are și o latură mistică. Tradiția spune că acesta îi ferește pe oameni de spiritele rele.